Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul ăsta. Și ziceți că de acum să ne numim Beculețele. Vă place? Best Noris are numele, îi cheamă pe abonat Norișorii, Snig, Șacalii, Geleuții. Ziceți la noi un nume Beculețele. Lăsați în comentarii dacă vreți sau lăsați în comentarii ce nume vreți să avem. Deci, hai să trecem la episod. Deci, în acest episod vreau să vă prezint pistoalele mele Nerf și puștile mele Nerf. Bine, am doar două. Această pușcă, Modulus, Recon Mark 2. Puteți să vedeți aici. Recon Mark 2. Da? Ok. Altă dată. Nerf aici. Frumos. O să fac un unboxing de Crăciun la o donă, pentru că asta îmi doresc și o să vă arăt și vouă. Și acest pistolaș mic, care puteți să vedeți că e tot Nerf aici, jos, și scrie aici Jolt sau Jolt. Așa, e din niște avertismente, nu ne interesează. Și hai să vă arăt cum trage. Ați văzut cum trage? Hai să facem altă chestie și să vă arăt. Ok, deci o să vă arăt cum trage acest pistol și o să vă arăt și pușca după aceea. Deci o să trag din poziția asta. Aici este paharul. Hai să tragem. Ok. Ați văzut cum a sărit paharul. Acum o să vă arăt pușca la care am mai mult de arătat. Uitați paharul, am dat pe jos. Hai să începem. Ok, deci aici am pușca. Puteți să o vedeți. Așa, și deci, în primul rând, așa o încărcați, da? Și trage, are niciun glonț. Dați așa și scoateți încărcătorul, puteți să vedeți, și puteți să băgați aici 6 gloanțe. Uite, arată aici 6. Nu cred că puteți să vedeți. Uitați, 6. Da? Eu bag unul, puteți să băgați până la 6. Să băgați 2, 3, 4, 5, maxim 6, puteți să băgați și 1. Așa. După îl băgați așa, cu partea asta. Bine, dar nu cred că vă interesează, doar dacă o să aveți și voi. Așa, băgați încărcătorul aici. Așa, deci, dați așa, dați asta în sus, dacă vreți să trageți. Și dacă, de exemplu, vi s-a blocat glonțul, deschideți chestia asta și aici este glonțul. Și puteți să-l scoateți. Așa. Puteți să scoateți asta, se rămână doar așa, puteți să scoateți și asta de aici. Dați puțin, chiar așa, se rămână doar așa, ca un fel de pistol, sau poate să rămână doar cu asta, se rămână așa, dar mie îmi place și cu ambele, dar v-am arătat cum poate să fie. Deci, hai să vă arăt cum trage. Dăm așa. Și o să vă arăt cum trage și cu 6 gloanțe. Ok. Hai să tragem. L-am dat jos. Pentru că vedeți că nu mai este. Ok. Acum o să vă arăt cum trage cu cele 6 gloanțe. Priviți! Ok, deci, cum puteți să vedeți, am aici cele 6 gloanțe. Scuzați-mă. Oh my god. Okay. Asta e să ne place și lui Alex Alvarez, când juca Clash Royale. A chemat bunica lui să mănânce. Ce pot să spun? Da. Ok, deci scot asta. Le băgăm pe toate 6.
Ok. Le băgăm pe toate, toate. Băgăm și pe acesta și acesta este ultimul. Glonț. Așa. Băgăm asta aici. Dăm așa și hai să vă arăt cum trage. Tada, am și revenit. Ok. Deci, aici avem pușca. Vă arăt că o să trag un perete acolo. Și uitați-vă la acest clipuleț. Ok, deci ați văzut cum trag cum trage cu toate 6 glonțele. O să fac unboxing-ul de Crăciun și la acea dronă. Până atunci, eu am fost Andrei și vă anunț că poate o să vin la concertul de 28 octombrie, la Pitești, la Cinema Trivale. Și da, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe, pentru foarte personal și ne vedem de pa!